Slavă lui Dumnezeu, stai nascut de a lucrurilor. Iar slavă împăraților, stai încercit a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să încep cu versetul cu care am început sau am terminat ieri, cu Efeseni 12. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sper că te ajută ce vedem, să ai o viziune mai largă a ceea ce se întâmplă cu adevărat pe planeta noastră. De fapt, da, o să zic a noastră că Biblia zice cerurile sunt ale lui Dumnezeu, iar pământul a dat fii oamenilor. Deci pot să zic planeta noastră. Așa. Deci, Pavel vine și spune la cei din Efes, vorbim despre împărați fără tron, sunt fără tron și există împărați ilegal care ei nu ar trebui să stăpânească, dar care combat din răsputere. Pe împărați legal nu cumva să intre în stăpânirea lucrurilor care trebuie să le stăpânească. Și am văzut deja o strategie prin care ei fac acest lucru. Că împărații adevărați să nu audă anumite lucruri sau dacă le audă să nu le înțeleagă. Și așa să rămână niște punci, niște bebeluși spirituali care nu sunt nicio amenințare pentru ei. Dar ajungem la Efeseni 6 și zice așa, Pavel, că și noi n-avem de luptat împotrivă carne și sânge. E interesant totuși cum începe Pavel aici înainte să introducă adevărata noastră luptă, se asigură că înțelegem ce este lupta noastră și ce nu este. Putea doar să zic că lupta noastră este, dar zice că noi nu avem de luptat împotriva carne și sângelui. Știi de ce Pavel începe așa? Și prin Duhul lui Dumnezeu, de fapt, l-inspiră să începe așa. Pentru că noi de multe ori vom greși lupta. De multe ori o să ne uităm la carne și sânge. De multe ori o să credem că lupta noastră este împotriva. Și de fapt, nu că credem. De multe ori exact așa și acționăm. Ca și cum lupta noastră ar fi împotriva carne și sângele. Și de așa Pavel vrea să clarifice. Asta noi nu ne luptăm la acest nivel. Pentru că armele cu care ne luptăm sunt ale lui Dumnezeu. Deci lupta noastră este spirituală. Mai întâi este spirituală. Nu este cu carne și sânge. Deci vezi, aici avem un exemplu. Cum uneori copiii lui Dumnezeu greșesc să deosebesc, nu reușesc să deosebesc care este adversarul real. Și ia un adversar care de fapt nu e el adversarul. Ai. Lasă adversarii reali, ăștia, le lăsăm în pace și mergem și ne luptăm cu alții. Ne luptăm cu carne și sânge. Și ăștia care sunt adversarii noștri reali, le lăsăm în pace. Deci există o tendință, deja, care putem vedea aici. Lipsa de discernământ, lipsa de capacitate să vezi care este adversarul tău real. Și unii au crezut că adversarii lor sunt chiar celor frați creștini, doar pentru că sunt de o altă denominațiune, ei sunt ținte acum. Nu. Noi nu ne luptăm împotriva carne și sânge. Nu ar trebui, dar uneori nu avem discernământ. Și lupta adevărată nu o duce. Și ne ocupăm de alte lupte care nu ar trebui să fie luptele noastre. Am terminat ieri, am pus o întrebare. Acești domni și stăpânii care au fost biruiți la cruce, care nu au mai trebuit să stăpânească, cine se ocupă de ei? Cine?
îngeri el, când Pavel a zice, noi nu avem de luptat. Cu siguranță îngeri el se luptă la nivelul lui acolo, dar noi aici pe pământ. Cine se luptă? Cine ar trebui, după acest text? Din nou nu răspund, doar citește textul, răspunsul este în text. Este în text. Dar vreau acum să mă duc la, să mergem un pic mai departe. Dar deja e important să înțelegi această viziune globală. Și în zilele noastre există niște saule. Au fost biruit, dar continuă să stăpânească. Dar ține minte asta, e foarte important. Trebuie să ține minte asta și să încerci să răspunzi și la această întrebare. Cine ar trebui să se ocupe de ei? După Scriptură. Nu-ți mai răspund că Scriptura răspunde foarte clar la această întrebare. Acum aș vrea să mergem mai departe la un lucru extrem de important, tocmai legat de această abilitate de a discerne, de a deosebi. Uite, asta, nu, el nu este, de fapt, dușmanul. Ținta mea nu este să mă lupt cu el, că el e decât carne și sânge, dar lupta mea este la alt nivel. Da? Important această deosebire, separare a lucrurilor. Acum, o să mă întorc în textul de la Samuel, când David este uns și automat unde este menționat că Saul nu ar mai trebui să stăpânească. Citim 1 Samuel 16. Versetul 1. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel. L-am lepădat ca să nu mai domnească. Ca să nu mai domnească. Împărați sunt cei care domnesc. Acum e ceva foarte important. Împărații domnesc, dar domnia lor este mereu legat de un teritoriu. De exemplu, Saul a fost împărat, dar domna pe Israel, care era un teritoriu. Saul nu a domnit pe tot pământul întreg. Domnia lui era pe un teritoriu bine delimitat. Da? Bine delimitat. Deci când vorbim de împărați, ne gândim că domnește și nu domnește la general. Domnește peste un teritoriu bine stabilit. Bine stabilit. De fapt, putem să vedem acest principiu chiar din Geneză. Da. Când fiul de împărat care se numește Adam, în genealogia, una din genealogie Domnului Iisus, Adam este numit fiul lui Dumnezeu. Când Adam este creat ca fiul de împărat, când primește de la tatăl lui domnia, da? Uite ce zice Dumnezeu în Geneza 1, versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem omul după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească sau să domnească, să aibă domnie, să stăpânească peste pești mari, peste pasărele cerului, peste vite, peste tot pământul și toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Aș vrea să spun, și pământul e un domeniu.
Pentru că tot universul ăsta nu este pământ. Pământul e inclus în univers. Deci chiar și Adam, când Dumnezeu zice omul să stăpânească peste pește, pasăre și apoi zice peste tot ce se mișcă pe pământ. Pământul a fost domeniul lui Adam. Domeniul de stăpânire. Deci nu există împărat fără un domeniu de stăpânire. Și de fapt când vorbesc despre împărat fără tron, mai corect de fapt e să spun, da, David a fost pentru o perioadă fără tron și implicarea a fost că a fost fără domeniu. E uns împărat, dar Israel nu stăpânește Israel. Saul stăpânește Israel. Deci, un împărat stăpânește, domnește pe un teritoriu specific. Chiar când Dumnezeu spune la Adam pe tot pământul, pământul, îți spun, în tot universul ăsta mare, pământul este un teritoriu foarte specific. Și noi cântăm, ne-a dat stăpânire, în el suntem mai mult decât biruitor. Domnim în viață și așa mai. Ok, ok. Foarte adevărat, sunt texte care sunt în Scriptură, așa. Dar la un moment dat trebuie să mergem mai departe și să ne punem întrebare. Care este teritoriul nostru ca și copii al lui Dumnezeu? Care este teritoriul unde trebuie să stăpânim? Pentru că dacă există o confuzie la acest nivel, cum poate să există o confuzie? Care este lupta noastră adevărată? Poate să există o confuzie. Ok, care este teritoriul delimitat de Dumnezeu unde împărații trebuie să domnească? Biblia zice, Domnul Iisus este împăratul împăraților. Ca să fie împăratul împăraților, trebuie să existe împăraților. Acest împăraților, care este teritoriul lor de domnie și de stăpânire? Și aici există din nou, niște confuzii. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, roagă-te, Domnul să ne dea lumină și să știm care e teritoriul nostru de domnie. La prezent. Pentru că deocamdată nu au ajuns înnoirea toate lucrurilor. Cerul nou și pământul nou. Va veni un moment, da? Nu să fie cerul nou, pământul nou. Dar din moment, acum noi nu am trăit încă reînnoirea toate lucrurilor. Și acum, în faza care suntem, care este teritoriul nostru de domnie? Sau poate avem unul. Sau poate nu avem. Sau poate, cum zic alții, teritoriul nostru de domnie va exista doar la înrenuirea toate lucrurilor. Atunci, dar deocamdată aici, frate umblă că robă, sora umblă că, se zice roabă. Înlocuiește tu cu cuvântul care e mai potrivit în limba română. Dar până atunci, frate, aici pe pământ, cântă doar o colibă. Asta să faci pe pământ. Cântă doar o colibă. Dar asta se cântă pe pământ. Sau avem un teritoriu de domnie pe pământ aici sau nu? Sau doar atunci? La renuirea lucrurilor.
Je vais me dormir et ne me pas rater à lui. Gloire à Tunch, là où je suis à peu. Il est fort important de tout ça. Ça veut dire, Ok? Gloire à tes pantoumines. Je me suis dit que c'était bien.